În ultimii ani, Direcția Județeană pentru Cultură Galați și-a focalizat atenția asupra trei obiective istorice cu o însemnătate deosebită: castrul roman de la Tirighina Barboș, poarta turcească și cavoul roman. În urmă cu o săptămână, Asociația Galați, orașul meu, a emis un comunicat de presă prin care și-a exprimat poziția cu privire la cel din urmă monument istoric și a precizat faptul că se poziționează împotriva avizului favorabil al Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu din 2011, ce prevede vânzarea terenului proprietarilor construcțiilor din strada Oțelarilor. Cavoul a rămas o prioritate pentru noi, drept pentru care, în repetate rânduri, am încercat să facem ceva din acest punct de vedere. Vă mărturisesc că în permanență am lucrat împreună cu domnul Cristian Căldăraru. Era firesc să fie așa, pentru că vom vedea în cele ce urmează că atribuțiile Direcției Județene pentru Cultură nu sunt atât de mari, așa cum poate unii și pot închipui. Prin urmare, în anul 2014, pe ordinea de zi a Consiliului Local, și unii dintre cei care sunt aici și știu sigur Silviu și Victor cunosc subiectul, în anul 2014, subiectul alocării unei sume pentru săpătură preventivă la cavou roman intrase pe ordinea de zi a Consiliului Local, 2014. În mod surprinzător, a doua zi, adică în ziua ședinței, acest punct ieșise din ordinea de zi a Consiliului Local și lucrul acesta mi l-a adus la cunoștință City Managerul de atunci, domnul Aurel Vlaicu, care mi-a zis: domnul director, îmi pare rău, subiectul dumneavoastră a ieșit. Legalitatea actelor emise de Direcția Județeană pentru Cultură Galați a fost explicată de consilierul Marius Mitrov, care a precizat faptul că dacă legea nu interzice, nici instituția nu o poate face. În plus, terenul sub care se află monumentul istoric nu poate fi vândut din cauza că este proprietate publică. Dacă monumentul istoric, fie că e vorba de un sit arheologic, fie că este vorba de o construcție, de un imobil, elevație deasupra terenului, aparține domeniului public al statului, acesta nu se poate înstrăina, nu se poate vinde. El poate fi închiriat, concesionat sau dat în administrație. Dacă imobilele, monumente istorice, aparțin persoanelor fizice sau persoanelor juridice de drept privat, acestea pot fi vândute cu condiția exercitării dreptului de preemțiune al statului. Primăria municipiului Galați a alocat banii necesari pentru expertizarea cavoului roman. După ce se vor face săpăturile preventive, un arhitect avizat de Ministerul Culturii va examina situația în care se află monumentul. Abia după ce se va descoperi ce a mai rămas din monument, va începe punerea lui în valoare. Pașii următori sunt exact cei care trebuie urmați și despre care domnul primar Miercuri mi-a spus că vor fi urmați. Și a zis că nici nu există altfel. Ne-a asigurat. A zis, vă asigur că nu se va schimba nimic. 1. Săpătura preventivă, să vedem ce e acolo. 2. Arhitectul avizat de Ministerul Culturii și de Comisia Națională, care va veni să facă un proiect, care proiect va fi împreună cu cei de la primărie, că evident. Avizarea proiectului de punere în valoare a monumentului istoric de către Comisia Națională și Comisia Zonală. Și mai departe, să ne bucurăm că s-ar putea întâmpla să avem această punere în valoare a monumentului istoric. Cavoul roman a fost descoperit în 1974 în timpul construirii blocurilor din cartierul Gălățean Dunărea.